Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Număr mare de cazuri de infectare cu noul coronavirus și în școli, acum că s-au reluat cursurile, par să fie multe cazuri. Deci eu aștept un meșter să vină acasă să-mi repare niște lucruri. Am vorbit ieri cu el, mi-a zis, zice, uite, trebuie să intru 14 zile în izolare începând de azi pentru că a venit copilul cu COVID de la școală. Aolo, zic, da, e bine, e ok, am făcut test, nu suntem în regulă, dar trebuie să stau 14 zile în izolare. Și am vorbit cu amici și am înțeles că sunt destul de multe cazuri. Da, și Ștefan a venit ieri acasă și urmează să stea 8 zile în carantină, că așa e procedura, ca fiind contact direct al unui coleg infectat. Eu am spus-o de mai mult timp că... Mai e și la Adi, nu? Învățătoarea care s-a... Da, și diriginta... La noi e diriginta, iar în școală mai sunt două cazuri de practic, copii care sunt infectați. Toți copiii din acest studio s-au confruntat într-un fel sau altul cu un caz de COVID în clasă sau la un coleg sau la un profesor sau învățătoare. Și toți copiii din țara asta sunt expuși, mergând la școală cumva. Da, și asta l-am văzut pe ministrul Sorin Câmpeanu aseară în interviu la Cosmin Prelucianu, care spunea infectările acestea multe. Prelucianu întreabă, sunt foarte multe infectări la copii, în clase, nu știu ce. Și infectările astea n-au fost determinate de începutul școlii. Aceste infectări au fost determinate de finalul vacanței. Dar indiferent cine le-a determinat. Stai, prima dată știți, vine să râzi. Dar după aceea îți dai seama că da, adică școala n-a început de mult timp încât să... Da, dar am... Și să vezi ce urmează acum. Noi am putut să aflăm, citind lucruri, că această variantă Delta este mult mai contagioasă, că incubează mai repede decât celelalte variante. Deci odată ce ai contact, în mai puține zile apar simptomele față de variantele precedente. Da, două zile în loc de patru. Iar școala în România a început pe creștere. În contextul puțin, în care... Stai să luăm telefon. Da. 0372069599. Prieteni, care e situația la școala copilului? S-a infectat cineva? Ce credeți că urmează? Sunteți pregătit de trecerea în online? Și aș vrea să vă rog, dacă tot ne sunați, evaluați acțiunile guvernului din această perioadă în privința controlului pandemiei. Opinie și notă. Opinie difuzabilă, dacă se poate. 0372069599. Pandemia rămâne o situație inedită și s-au luat măsuri, unele bune, unele proaste, dar de data asta cu valul 4 au fost niște exemple. În Franța a început valul 4 la sfârșitul lui iulie și de la 2000 de cazuri, o lună mai târziu, au fost 20.000 în august. În Spania, la finalul lui iunie, erau 4.000 când a început valul 4 și într-o lună au fost 32.000, deci de 8 ori mai multe. Noi de ce a trebuit să așteptăm? Adică, știm, noi așteptăm drobul de sare. 6 la mie. De ce să... Eu aș vrea să nu mai spui... Rău se taie din fașă. Dar eu aș vrea să nu mai spui noi. Pentru că noi la radio am spus, noi presa am avertizat în general și ei specialiștii, că noi nu suntem specialiști, au avertizat din toate pozițiile posibile că așa urmează. Deci ei, guvernanți, ei, politicienii. Da. Marius e cu noi, bună dimineața! Salut, bună Marius! Dimineața. Bună dimineața, vă salut! Sunt cadru didactic la o școală din București și țin să vă spun că tot ce se spune la televizor de către ministru, de către oficialii noștri, e vânt. Am doi colegi, de fapt mai bine spus două colege. Una a fost confirmată alaltă. Nu s-a luat nicio măsură. S-a raportat toată, credeam că acea clasă va trece în online. Nu s-a trecut în niciun online. E haos, nu? Nu se respectă nimic. Cum? E haos total. Total. Zici că ești profesor. Total. Dă o notă a acțiunii guvernului. 1. Mulțumesc mult. Costi, bună dimineața. Da. Bună dimineața. Bună. Nu știu de ce au început invers lucrurile. Trebuiau să stea. Era clar, o lună acasă, pentru că toți copiii veneau din vacanță, veneau de la bunici, veneau de la țară, din alte țări, din vacanță. De ce n-au stat o lună, prima lună acasă, se tria tot în familie? Nu trebuia să îi expună. Deci i-a chemat invers, i-a chemat la școală. Bun. O notă? O notă 1. Bun. 2, nu știu. Haideți să facem așa, sunt enorm de multe telefoane, nu mai avem timp în ora asta, dar vă promitem că reluăm subiectul și vorbim cu voi imediat după știrile de la ora 8, da? Ce nu înțeleg eu este de ce e atât de greu guvernului să anticipeze, adică să înțeleagă ce urmează, când au existat toate avertismentele posibile în privința acestui val, provocat de o variantă a coronavirusului care este mult, mult mai contagioasă. Adică, inclusiv procedurile administrative au rămas
la un nivel care nu mai este adaptat noilor realități. Nu se așteaptă nimic, practic. Se așteaptă o incidență de 6 la 1000 care se calculează o dată pe săptămână pentru a se lua o decizie în privința trecerii școlilor în online sau nu, în condițiile în care numărul de cazuri crește exploziv și este evident că incidența aia de 6 la 1000 se poate atinge de la o zi la alta, nu de la o săptămână la alta. Nu, dar nu e ca și cum ar exista o speranță că poate totuși nu se atinge. Se întâmplă ceva miraculos și încep să scadă cazurile. Adică e totul atât de evident și cum spuneam mai devreme că în Franța într-o lună de zile au ajuns de la 2000 la 20.000, deci de 10 ori mai multe cazuri în contextul acolo în care acolo sunt peste 60% vaccinați. Acolo 83. Adică la noi trebuia luat în calcul și rata mică de vaccinare. Am văzut datele la începutul acestei săptămâni, 83% din populația eligibilă, adică peste 12 ani, are schema completă de vaccinare. Iată. Și cu totul, mă rog, au o populație tânără acolo, cu totul peste 65%. Iar la ei, la noi e mai greu. A fost valul 4 vara, da. În condiții de vacanță, în condiții de concedii. Bun, ce se întâmplă la școala copilului? 0372069599 și cum apreciați felul în care guvernul gestionează situația de acum? Intrăm în direct imediat, am nevoie doar de 11 secunde pentru un mesaj. 3 zile a ținut minunea, 3 zile a fost la școală, a apărut primul pozitiv, acum e prima zi de libertate, azi. De libertate pentru că a trebuit copilul să stea în carantină. Deci vă spuneam ieri, la Ștefan a fost un caz pozitiv, copilul n-a mai venit de vineri la școală, părinții l-au testat și a ieșit pozitiv, a anunțat diriginta și trebuie ca fiecare coleg din stânga-dreapta, cei din față și cei din spatele acestui copil să stea acasă 8 zile în carantină. Gabriel, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Neața! Fica mea la școală, o grămadă de clase sunt deja în online, ca fapt divers. În ce oraș? Locuiesc în Argeș, o comună din Argeș, prefer să nu spun exact. Nu, e ok, voiam numai zona, regiunea, așa. Argeș, nordul Argeșului. Rata oficială este de sub 2 la 1000, dacă s-ar fi făcut o anchetă epidemiologică cum trebuie, ținând cont că acum vreo două săptămâni a fost o nuntă unde sute de invitați, unde sub primari au fost infectați și vă dați seama, cred că este peste 30 la mie. Dar cei de la DSP știu caz concret cu persoane infectate din urma nuntii, doar au venit, n-au întrebat de unde, ce, cum, doar le-au făcut testul, i-au izolat, ok, aveți simptome, sunați. Da. În mod evident, asta este o altă problemă. Nu se fac suficiente teste, DSP-urile sunt în continuare depășite. După mai bine de un an de la începutul pandemiei, am înțeles, în iarna anului trecut, ok, nu știau cum e, nu știu. În continuare, oamenii sunt depășiți acolo, n-au personal, nu știm ce să facem. Cu siguranță sunt mult, mult mai multe cazuri decât cele care sunt constatate oficial. Raluca, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! De ieri, că clasa copilului meu este online, avem un caz pozitiv. Ce vreau eu să spun este că în continuare, la atâta vreme de la începutul acestei nebunii, școlile nu sunt pregătite. Nu se dezinfectează pentru că noi așa nu avem personal, cadre didactice care nu poartă măști, părinți care continuă să-și trimită copiii la clasă, deși prezintă diverse simptome. Nota pe care o acord este sub zero, dacă permite sistemul de notare. Trebuia să fim o echipă în care părinții să colaborăm cu școala, dar nu se poate. Mergem din rău în mai rău. Mulțumesc pentru intervenție. Mai departe. Ciprian, bună dimineața. Bună, Ciprian. Neața. Bună dimineața tuturor. Ascult. Eu aș aborda în alt mod această discuție și cred că ar trebui să ne facem un mea culpa. Da. Să ne gândim noi ce am făcut vara asta ca să prevenim asta. Mm-hmm. Am organizat Untold, Life pe plajă, un congres PNL. Mm-hmm. Legat de nota guvernului, e în strânsă legătură cu ceea ce nu am făcut noi. Să știi că Life pe plajă, doar o precizare, că ai pus Life pe plajă și Untold în aceeași propoziție. Acum, cumva nouă ne-ar fi plăcut să fie cumva, dar Life pe plajă a fost un eveniment realmente foarte restrâns vara asta. Adică, cred că dacă au fost niște sute de oameni pe o plajă de 10 hectare, iartă-mă, la cele două festivaluri mari, să știi că oamenii au fost testați epidemiologic și au venit fie cu certificat de vaccinare, fie trecut prin bală, adică au fost întrunite cât de cât niște măsuri. Cât de cât, de acord cu voi. Tocmai de asta am zis, ca să nu fiu doar destructiv, să spun așa, să fiu și constructiv.
vreau să vă propun și eu o eventuală soluție sau ceva să îmbunătățească starea, este testare gratuită pentru cei care doresc să afle dacă într-adevăr au trecut prin boală sau dacă au anticorp. Cred că varianta de imunizare pe cale naturală, să o numesc așa, sau prin vaccinare, este cam egală, da? Și atunci am aflat, de fapt, cum stăm mai rău sau mai bine și atunci și școlile și noi toți, cred că ne-am putea comporta puțin diferit. Adică există și această teorie că valul 4 va imuniza foarte mulți oameni foarte repede, fiind atât de contagioasă varianta asta, Delta, și că va arde mai repede prin populație, dar nu va arde fără victime, știți? Asta este problema. Deci că s-ar putea să se încheie mai repede decât credem, e una, dar numărul de victime, din păcate, va fi foarte ridicat. Dovadă și faptul că sunt de două ori mai multe victime decât media europeană. E foarte rău. Salut, Claudiu! Salut, Claudiu! Bună dimineața! Bună dimineața! La noi, la Iași, ca în poezia iarna. A început de ieri să cadă câte un foc. Așa e și la copilul meu. În fiecare zi, câte o clasă se închide și trece în online. Da. Te doare ca pui, ca în noaptea minții. Ce crezi că putea fi făcut? Deci, avem situația foarte clară cu spitalul care și poartă numele Sfânta Paraschiva. Zici că te duci acolo și te închizi și pleci mai departe. Când pot fi transferate atâtea echipamente și atâtea paturi în spitale pentru a debloca situația asta sau pentru a lucra în spiritul reducerii numărului, dar noi ne blocăm doar în hârtii. Da. Spitalele, să știți că spitalele sunt în partea de reacție. Adică problema e cum faci o protecție activă. La spital te duci când ești deja bolnav și acolo oricum personalul medical este insuficient, excedat și epuizat după atâta efort de-a luni de zile. O precizare privind procedurile. Deci Ștefan nu trebuie să stea 8 zile, ci 14 zile în carantină. 8 zile stau toți copiii de școală. Clasa se închide acum, intră în online pentru 8 zile. După 8 zile copiii pot veni la școală, sunt testați și cei negativi reiau cursurile fizic. Mă rog, asta în ipoteza în care s-ar mai face școală fizic săptămâna viitoare. E bine că faci precizarea în ce clasă e. Iar cei care sunt contact direct stau pe 14 zile. Așa, zi repede, nu te gândi. Apropo de festivaluri și de Iași, că l-am auzit pe Claudiu mai devreme, urmează în două săptămâni sărbătorile Iașului, Sfânta Parascheva. Da. Stai să vezi ce va fi acolo. Mama. Claudia, bună dimineața! Bună dimineața, Claudia! Bună dimineața! Fiul meu este clasa a doua în București. Mie personal mi este groază că vor închide școlile săptămâna viitoare când depășim renumitul prag de 6 la 1000. Guvernul este, din punctul meu de vedere, total de incriminat. Sunt corijenți, ne vedem în valul 5 și valul 6. Ei mereu dau vina pe noi pentru ce am făcut noi vara aceasta, dar ce nimeni nu se uită ce n-au făcut ei, respectiv ce au făcut ei în această toamnă acum câteva zile. Da. Din punctul meu de vedere, și eu încerc o colaborare cu școala, de este total exclusă, deci suntem ținuți la gard, afară, de parcă ne-am trimite copiii în niște lagăre, unul la mână, doi, ar trebui testare gratuită, cum a spus un vorbitor înaintea mea, testare gratuită copiilor, o dată sau de două ori pe săptămână. Mulțumesc foarte mult și pentru această intervenție, prieteni. Să ne ținem bine, că o să urmeze vremuri și mai grele. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.